De la ora 3, de fapt, a început grupul de lucru pentru motivul pentru care eu sunt astăzi aici. Și o să vă informez așa că în ultima perioadă, cred că ați urmărit, am încercat să fiu prezentă în cât mai multe dintre județele din România, acolo unde sunt probleme de mediu și, în special, probleme de mediu care sunt în procedură de infringement pe problema deșeuri sau probleme care s-au ivit în anumite cazuri, cum au fost, de exemplu, situația depozitelor de deșeuri de la Măldărăști, sau în alte cazuri, cum au fost, de exemplu, anumite depozite de deșeuri municipale sau industriale care sunt neconforme și care, bineînțeles, nu reușesc să-și atingă scopul pentru care ele au fost construite și, bineînțeles, nu au reușit în același timp, conform autorizației integrate de mediu, să sisteze activitatea sau să-și închidă, să intre în procedură de închidere a acestor depozite. În același timp, astăzi îmi închei misiunea, să spun, de ministru, prin vizita făcută la Neamț, și am lăsat nu la urmă Neamțul, ci am lăsat județul Neamț ca fiind ultima mea vizită din această săptămână, pentru că comparativ cu celelalte județe în care am fost în această săptămână, respectiv Iașu și Suceava, ca problematică de mediu, Neamțul figurează, să spunem, pe locul 3, cu mai puține probleme de mediu, pentru că Neamțul a reușit totuși să rezolve probleme pe care alții, nu numai că nu au reușit să înceapă să le pună în implementare, nici poate nu s-au impus suficient și nu au reușit să învețe să respecte legea. Și atunci, astăzi, în discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, pentru că au fost prezenți în sală reprezentanții de la APM Neamț și Garda de Mediu Neamț, și mă bucur că alături de mine au putut să vină și comisarul general adjunct Robert Sepp, care este prezent acum în conferință de presă și a rămas alături de mine, precum și doamna directoare Adi Cruituru, care este directoarea Direcției Generale de Biodiversitate din Ministerul Mediului. Colegii mei cu care mă deplasez în fiecare dintre aceste județe, pentru că în momentul în care, în urma dezbaterilor care au loc în aceste întâlniri, să găsim și niște măsuri, să luăm niște soluții și să reușim ca autorităților publice locale și, bineînțeles, cu ajutorul prefecților, respectiv astăzi îi mulțumesc domnului prefect al județului Neamț și a conducerii județului județelor, astăzi fiind prezent lângă mine domnul Iona Saftei, vicepreședinte de la Consiliul Județean Neamț, împreună, toată lumea, să poată să fie în acel concept de rezolvare a problemelor pe specificul de mediu. Avem probleme la Neamț, am spus, mai puține decât avem în alte părți și nu avem depozit neconform care să fie pe lista trimisă la Comisia Europeană în procedură de infringement și vă spuneam, cred că de foarte multe ori, dumneavoastră, în ultima perioadă de când eu am preluat mandatul, că am găsit la fel numărul de proceduri de infringement asupra României, fix cele pe care le-am lăsat eu în 2015 și dacă eu într-un an de zile în mandatul meu trecut am reușit să rezolv 19 proceduri de infringement, am lăsat 9 am găsit. Dintre care două dintre ele sunt trimise la Curtea Europeană de Justiție, respectiv procedura de infringement pentru închiderea depozitelor neconforme municipale și a celor industriale periculoase și nepericuloase, precum și pentru nerealizarea Planului Național pentru Gestionarea Deșeurilor. Și cum spuneam, județul Neamț nu este în astfel de procedură de infringement, s-a reușit să se absoarbă bani europeni pentru construirea SMID-ului de la și implementarea SMID-ului de la Neamț. În același timp, în schimb, există niște disfuncționalități privind stațiile de sortare din interiorul SMID-ului, care nu funcționează toate, funcționează una singură și astăzi le-am explicat colegilor mei,
eu spun colegilor mei, pentru că așa consider când stai la o masă și spun acest lucru, pentru că atunci când lucrezi îi consider partener cu cei cu care lucrez, le-am explicat că există posibilitatea să poată să finanțeze fie Consiliul Județean, fie din banii prin asociere a primăriilor, să facă investițiile în pentru reglementarea acestei situații din Zmidul de la Neamț, după care, prin procedură de depunere pe fonduri europene pe POIM, să se poată recupera banii, așa cum s-a mai întâmplat în alte probleme, în alte situații, astfel încât acest mit să poată să funcționeze în integralitatea lui, pentru că la ora actuală au început să se depună deșeuri municipale în prima celulă în Zmidul de la Girov, în schimb stația de sortare nefiind funcțională, bineînțeles că nu avem procesul tehnologic între ghilimele realizat în totalitate. O să facă inventarierea aceasta a SMID-ului, deci a echipamentelor din interiorul SMID-ului. A fost cerută de către Ministerul Mediului la toate SMID-urile din România, de fapt prin ADI deșeuri de la fiecare județ, astfel încât când tragem linia să știm ce sume mai avem nevoie, să învățăm ce trebuie să facă colegii noștri din teritoriu, astfel încât să-și producă documentele conform legislației europene în vigoare pentru absorbție de fonduri europene. În același timp, el am atras atenția că am fost suficient de îngăduitori atunci când în 2012-2013 Ministerul Mediului le-a acceptat construirea de platforme temporare pentru depozitarea deșeurilor, platforme temporare care au, conform autorizației de mediu, un timp de viață de un an. Aceste platforme temporare trebuie să fie sistate, activitatea la ele trebuie să fie închise. De fapt, închiderea lor înseamnă, de fapt, că așa a fost dată autorizația, prin relocarea acestor deșeuri la depozitul de deșeuri în interiorul SMID-ului. Am spus în același timp colegilor că este foarte bine să analizeze exact situația reală după teren, conform autorizației de mediu care a fost emisă, în sensul în care trebuie să vedem cum a fost realizată această platformă temporară, dacă ea a fost făcută conform normativelor în vigoare pe mediu, ținând cont de toată structura care trebuia să fie pusă la punct, astfel încât să se prezinte două soluții din partea ADI deșeuri și nu numai a celor de la ADI deșeuri, pentru că ei gestionează situația acum, dar și a celor care au fost parteneri și au depus deșeuri la aceste platforme temporare. Țin să vă informez că această decizie de a depune deșeuri municipale pe platforme temporare a fost luată de comun acord prin negociere cu Comisia Europeană, iar decizia ca aceste deșeuri să fie relocate în depozitele noi construite trebuie să fie îndeplinită, pentru că este luată ca obligativitate. În același timp, eu chiar am fost informată că în ultima vizită de care a avut parte, prin monitorizarea care se face la Bruxelles pentru construirea acestor SMID-uri, în momentul în care cei de la Bruxelles au venit și au văzut cum s-a construit și cum se depune în SMID-ul care funcționează acum prin ADI deșeuri, bineînțeles, s-a văzut și una dintre platformele de deșeuri temporară care urmează să fie să-i fie sistată activitatea, închisă și, bineînțeles, relocate deșeurile. Deci trebuie să fim foarte atenți și trebuie să îndeplinim toate obligațiile de mediu până la sfârșit. Eu am cerut să se facă un studiu care nu necesită efortul suplimentar în buget, ci lucrând cu specialiști din interiorul fiecărui oate, astfel încât să se spune exact suma, cantitatea de deșeu și să vedem exact timpul de care a funcționat această platformă temporară, astfel încât să dăm o soluție finală.
Acum, am prezentat domnilor primari care au fost prezenți în sală astăzi și i-am spus și vicepreședintelui Consiliului Județean și domnului prefect să transmită tuturor primarilor din județul Neamț că la sfârșitul anului acesta vom finaliza și vom aproba hotărârea de guvern pentru aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, plan național care, pentru care, v-am spus, România este în procedură de infringement, care ar fi trebuit să fie finalizat anul trecut, în luna octombrie, pentru care România a absorbit bani pe fonduri europene și plan de măsuri care include deceare imediat ca și problematica adiacentă, instrumentele economice pe care noi trebuie să le punem în operă prin aprobarea unor normative sau prin modificarea unor legi, astfel încât zmidurile acestea să funcționeze, țintele României să fie atinse, să atingem și noi țintă de 50% de reciclare în 2020, în sensul că trebuie să ducem la aceste depozite, între ghilimele spus gropi, decât cantitatea umedă de deșeu pe care noi o producem, iar cantitatea de deșeu uscată pe cele patru tipuri de ambalaj, tipuri de deșeuri, ambalaje de hârtie, ambalaj metalic, de sticlă sau peturi, trebuie să fie retrimisă în procesul tehnologic prin industria de reciclare, astfel încât populația să plătească tarif diferențiat acel instrument economic numit plătești cât arunci, iar cantitatea de deșeu pe care noi o ducem la groapă să scadă semnificativ în fiecare an, iar cetățeanului să îi se explice, și o să explicăm lucrul acesta noi, reprezentanții Ministerului Mediului și inclusiv eu, fiecărui cetățean să-i spunem care sunt avantajele colectării selective, ce înseamnă reîntoarcerea în procesul tehnologic al fiecărui ambalaj, astfel încât cetățeanul să știe că în fiecare lună poate să plătească un tarif pentru sau taxa de salubritate, într-o lună mai mult în funcție de cantitatea umedă, într-o lună mai puțin, dar să știe și care sunt avantajele. Că poate să se ducă cu ambalajele strânse în saci dați de către operatorul de salubritate, separat se duce la colector și își încasează banii, sau produsele alimentare care, bineînțeles, sunt specifice ambalajului respectiv, de se vină imediat, să se reîntoarcă imediat acest mod de colectare selectivă în buzunarul lui, sau să fie adunate separat, nu amestecat așa cum fac acum operatorii de salubritate, pe categoriile cele două de tipuri de ambalaje uscat și umed, și banii aceștia să se reflecte în programele de dezvoltare pe care unitățile administrativ-teritoriale le fac, în sensul că suma respectivă care se va întoarce de la producătorii de ambalaje în funcție de cantitatea pe care noi o colectăm selectiv, să poată să se întoarcă în bugetul de venituri și cheltuieli la fiecare unități administrativ-teritoriale, și banii aceia, cu predilecție, că se cunosc sumele și pot să fie și controlate de către administrația fondului de mediu, să vedem exact că se investesc numai pentru mediu, că în deșeuri, că în biodiversitate, că în pistă de biciclete, că în achiziția de autobuze nepoluante, că în dotarea și formarea unor spații verzi. Important este să vedem că numai cu direcția mediu. În felul acesta, normele de poluare vor fi și ele respectate, vom reuși să creăm acel sistem de protecție împotriva schimbărilor climatice și în felul acesta avem grijă cu certitudine de sănătatea fiecărui cetățean și viața noastră va fi mai mult de mai lungă durată.
În același timp am purtat discuții despre ce înseamnă ariile naturale protejate din județul Neamț, de modul în care Ministerul Mediului lucrează acum la inventarierea tuturor ariilor naturale protejate și la relimitarea lor, în sensul în care anumite proiecte de infrastructură locală care privește dezvoltarea comunității respective a fost început înainte ca aria naturală protejată să fie declarată la Comisia Europeană, să găsim soluția să prezentăm Comisiei lucrul acesta și suprafața respectivă să fie scoasă în afara limitei, iar în unele cazuri, acolo unde nu avem proiecte de infrastructură și considerăm că este nevoie o anumită suprafață să fie introdusă în aria naturală protejată, făcând și ea parte din această zonă, să putem să o mărim. Iar ca ultimă discuție, și consider că ar trebui să, îmi pare foarte rău că nu au fost mai mulți primari, dar cu certitudine data viitoare și să sperăm că undeva spre sfârșitul anului, când vom mai face conferința pentru lansarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, n-au fost mai mulți primari, cărora să le spun că în viitoarele proiecte pe care guvernul, pe care, bineînțeles, guvernul prin Ministerul Mediului le lansează, vor fi proiecte de stimulare a industriei de reciclare, vor fi proiecte prin care copiii să se, și nu numai copiii, ci noi toți să putem să beneficiem, să ne achiziționăm printr-un ecobonus de o bicicletă electrică, că încercăm totuși și tot ce înseamnă finanțări pentru autoritățile publice locale, pentru continuarea spațiilor verzi și pentru reîmpădurire, pentru suprafețele de terenuri agricole degradabile să fie în continuare finanțate prin ghidurile lansate de AFM. Deci sunt foarte multe lucruri pe care în perioada următoare le vom lansa ca și ghiduri spre dezbatere publică și că actualmente pe site-ul Ministerului Mediu se află în dezbatere deja de anul acesta și se va finaliza undeva la sfârșitul lunii dezbaterea publică pentru finanțarea multianuală a programului Rabla Classic și Rabla Plus, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru mașinile electrice. În același timp, dorim să facem proiecte pilot pentru ca anumite autorități publice locale care sunt în procedură de infringement pe calitatea aerului să poată să achiziționeze din certificatele de gaze cu efect de seră achiziționarea de autovehicule, autobuze electrice. Deci o să mai avem încă multe lucruri de făcut, o să le lansăm. Ați văzut că eu mi-am respectat termenele pe care le-am lansat de fiecare dată. Mă gândesc ca toate proiectele să le fac cu gândul că ele trebuie să fie proiecte multianuale, astfel încât viziunea strategiei de dezvoltare pe mediu să fie integrată. Este de fapt și cuprinsă în planul de guvernare al guvernului PSD-ALDE. Deci sunt lucruri care ne ținem de ele, sunt nu numai promisiuni pe care le-am dorit să fie îndeplinite pentru ca nivelul de trai a României să crească, dar le și respectăm ca niște oameni care ne dorim binele acestei țări, cu gândul că România trebuie să fie, fiind țară și membră a Uniunii Europene și având drepturi egale, trebuie să fim, din toate punctele de vedere, egali cu celelalte state și prin demersurile pe care le facem și proiectele pe care le implementăm și le dezvoltăm pentru bunul trai a fiecărui cetățean. Eu vă mulțumesc, vă stau la dispoziție cu întrebări și le aștept. Și pe rând, da? Dumneavoastră? A, de asta gestionați, da. Da. În primul rând, eu mă bucur că mi-ați ridicat această problemă, pentru că, încă o dată, se dovedește că am avut curajul să
între ghilimele, să mă bat cu persoanele care considerau că fac un lucru rău atunci când dau un ordin de ministru pentru intervenție pentru specia carnivoră mare urs și că nu dau o cotă de ucidere a urșilor și că am demonstrat, având la bază o notă de fundamentare care a fost formată în urma unor mari negocieri între toți factorii implicați, începând de la fondurile cinergetice, UAT-urile, APM-urile și toate ONG-urile Academia Română. Deci am emis un ordin de ministru pentru cotă de intervenție în deplină responsabilitate și cu gândul că relația om-animal, de când este ea formată omenirea, a fost una bună, dar în care omul a fost cel care a avut grijă de animal, l-a protejat și omul trebuie să fie pus în siguranță. Și uitați că suntem într-o situație nu prea plăcută, dimpotrivă, în care oamenii au fost atacați direct, deci nu s-a mai trecut prin gospodăria lui și noi am primit luni la minister tot raportul care a fost întocmit de comisia locală, aceea formată conform ordinului de APM de gardă de reprezentanții Ministerului Agriculturii, are viza gărzii de mediu din Neamț, a fost trimisă la Direcția de Biodiversitate, astăzi s-a semnat ordinul de intervenție, a fost transmis fondului cinegetic, respectiv Direcției Silvice. Deci dosarele la noi nu stau, analiza lor se face în timp real și nu avem niciun interes să omorăm urși, avem interesul ca atât omul cât și animalul să fie protejat, dar atunci când omul este pus în pericol și viața lui este pusă în pericol, să avem grijă ca să apelăm la această cotă de intervenție. Iar în ceea ce privește referirea care a apărut, sau mai bine spus, ceea ce a apărut în presa italiană, vis-a-vis de împușcarea din zona Neamțului, a număr foarte mare de ciocârlii. Vă spun că astăzi chiar am pus întrebarea aceasta, pentru că am citit în presă, deci informația de acolo am avut, am vrut să văd cum a fost, care a fost dată autorizația, cum a fost dată autorizația și pentru ce număr de astfel de ciocârlii. Mi s-a spus că un număr de 40, țin să vă anunț că număr 30. Nu Ministerul Mediului este cel care se ocupă cu emiterea autorizației de vânătoare pe aceste specii. Noi avem decât carnivorele mari, eu vă spun decât ca informație, nu este la Ministerul Mediului, dar m-am informat pentru că am primit informația din presă și fiind astăzi aici, era normal să pun această întrebare. Acum se fac investigații, am cerut colegilor mei de la inspectoratul, de la garda forestieră și inclusiv de la Direcția Silvică și de la ocolul cinegetic unde a avut loc această vânătoare a ciocârdiilor, să verifice, să poată să comunice foarte bine inclusiv cu alte instituții ale statului, să vadă dacă nu cumva această împușcare a fost făcută într-o altă perioadă de timp și ele au fost scoase în afară acum. Deci eu nu pot să vă dau foarte multe elemente pentru că nefiind în zona mea, nu am fost informată decât astăzi în presă. Eu mai mult decât să-i rog pe colegii mei și lucrul acesta să-l scot în evidență că este un lucru care nu trebuie să mai apară în presa internațională ca fiind iarăși o bilă neagră, i-am rugat să ia atitudine, să verifice și în cazul în care se dovedește că este cineva vinovat, acel vinovat să-și plătească. Deci, în perioada următoare, după ce vom, adică în același timp cu dezbaterea în procedură SEA de evaluarea impactului de mediu se va termina și vom aproba HG-ul pentru Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, noi v-am spus lucrăm la instrumentele economice. Instrumentele economice
fac parte mai multe, cum am spus, arte normative, dar avem și un capitol de ghiduri, de elaborarea unor ghiduri. Prin ghidurile acestea sunt mai mult, nu numai îndrumar, nu este numai îndrumarul, dar este și o sinteză a actelor normative pe care noi le-am creat, care obligă operatorii de salubrizare, ADI-urile care funcționează la ora actuală la nivel județean, toate UAT-urile care să controleze conform legii salubriștii să înceapă să colecteze selectiv. În același timp, Ministerul Mediului a încheiat un parteneriat cu Ministerul Educației, astfel încât în perioada următoare, când vom începe campania națională de informare, educare și conștientizare a populației, cei la care dorim foarte mult să lucrăm și să implementăm acest plan național de gestionare a deșeului în speța colectării selective, să fie tinerii, să fie copiii noștri. Pentru că, fac o paranteză, poate și noastră ați beneficiat de vremurile în care în școală aveam zile pe lună în care trebuia să ne ducem cu hârtia de acasă, cu sticlă de acasă și așa mai departe. Cred că educația aceasta contează. Și contează să fie făcută din clasa 1 până când ne închidem ochii. Și atunci, inclusiv copiii, că și din punct de vedere psihologic, vor avea ei tendința să-și educe proprii copii. Că așa se întâmplă. Părinții, în același timp, acest program de conștientizare național se va face cu ajutorul și a ONG-urilor, și a UAT-urilor, și cu a experți străini, folosind toată media din România, pentru că deja parteneriatul și discuțiile cu CNA-ul au fost pornite, astfel încât să și putem comunica, să ne ducem și în cât mai multe locuri, pentru că vrem să facem întâlniri în 8 regiuni, în care să explicăm care sunt avantajele acestei colectări selective și să avem mesaje scurte, dar mesaje care să captiveze, să te facă să te determine să colectezi selectiv și să demonstrăm, mergând faptic într-un supermarket, ce înseamnă când te duci să duci un sac, de exemplu, cu peturi și te duci și ții 2-3 sticle de apă sau de altă băutură răcolitoare. Deci campania va fi lansată, sperăm că undeva înaintea aprobării hotărârii de guvern privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor. Asta înseamnă undeva spre sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Va fi o campanie pe mai multe luni, va fi o campanie care se va face așa în limba română de la firul ierbii. De unde? Nu vă supărați. Vestea? Vestea. Ah. Să știți, fără să vă supărați pe mine, eu când am auzit, așa, ca simplu cetățean, nu ca ministru, și tot ca simplu cetățean vă răspund, m-am gândit fix la același lucru. De aceea am cerut ca toți factorii decidenți să se implice și să vadă dacă în primul rând s-a întâmplat lucrul acesta și dacă s-a întâmplat, dacă sunt din proveniență din România, că se întâmplă și elemente de a băga bățul prin gard. Și eu personal, ca român, m-am cam săturat.
Și în același rând, l-am rugat, o să rog pe domnul prefect, chiar acum o să-i spun, să facă o adresă către Ministerul de Interne, prin care să solicite, să verifice dacă prin vamea diverse, toate vamele din România, s-a putut trece cu astfel de ciocârlii. Eu vă rog să credeți că am niște mii semne de întrebare, nu știu de ce. Da, deci uitați, există un dosar penal. O să vedem, da. Da, în urma acestui eveniment, IPJ-ul poate să vă anunț că a deschis un dosar penal în același moment cu cercetările, făcându-se atât sub aspectul penal, cât și sub aspectul stabilirii condițiilor și a tuturor factorilor implicați în acest fenomen. Le-au găsit în Italia, nu le-au găsit la noi. Da. Eu așa zic, să fim un pic circumspecți, atenți, pentru că să avem dovada ca o proveniență din România. Deci aș vrea să ne apărăm și noi pe noi, că alții nu ne apără. Deci, dacă există deja pornit un proces, un dosar penal, cu certitudine va avea o soluție, ne va spune cineva ceva. Că bănuiesc că nu s-a deschis decât așa ca să țină sertare. Pentru alte lucruri se deschide repede. Deci, revenind acum la situația colegilor mei de la gardă și de la NBM. Aveți dreptate, salariile lor erau mult mai mici decât acelorlalți reprezentanți de la celelalte ministere. Conform legii salarizării, da, erau mai mici, cu certitudine. Asta vă spun că nu vă mint, corect. Să-și uitați, domnul comisar general adjunct este prezent aici în sală, cunoaște foarte bine, că bănuiesc că și dânsul ia tot cam la fel salariu cum iau și ceilalți. Bine, dânsul are rang de secretar de stat, dar ceilalți, să spunem, angajați, e prezent aici colegul nostru chiar de aici, de la locul faptei. Deci, mărirea, în schimb, are loc conform grilei de salarizare, conform legii salarizării. Deci, de procent ne ținem. Acum, într-adevăr, creșterea nu este extraordinar de mare comparativ cu ca să poată să ajungă, într-adevăr, la nivelul gărzii forestiere. Da, poate că... Nu acum, dar se aliniază. Bine, până în 2012, 2022, scuzați-mă, se aliniază. Da. E, atunci, eu am o vorbă. Tot eu le-am mărit salariile și la garda forestieră, că am demonstrat că se taie ilegal în România 8,8 milioane de metri cubi anual și am considerat că ne trebuie o revigorare, o reîmprospătare a controlului în România pe ce înseamnă tăieri de masă lemnoasă, astfel încât să stopăm aceste tăieri. Dovadă că, totuși, la ora actuală, conform tot datelor de la IFN, nu altele inventate, ele au fost stopate aproape la 20%, deci 20% față de ce aveam. Eu îmi doresc foarte mult ca Garda Națională de Mediu și Agenția să aibă salarii la fel ca și Garda Forestieră și vă spun de ce. Pentru că, după cum vedeți, problematicile de mediu includ tot ce se întâmplă și tot ce mișcă în viața noastră de zi cu zi. Și este normal că atunci când reglementezi, când autorizezi, când supraveghezi niște lucruri pe care alții le fac, deci tu decât îi pui, trebuie să ai grijă să le dai documentele ca ei să le respecte și alții să vină să controleze, vadă dacă ceea ce ai scris tu, ei implementează, este normal ca acești oameni să fie mult mai bine remunerați. Dar eu mă bucur totuși că prin legea salarizării, să zic că s-a ajuns la uniformizarea acestor salarii. Adică se va ajunge la uniformizarea lor. Lucrul acesta ați văzut că s-a făcut în toate domeniile de activitate, nu numai în domeniul mediului. Și iarăși, eu cred că legea salarizării în forma aceasta în care a fost votată de Parlament este una care poate să fie pe mai mulți ani sustenabilă și poate într-adevăr să nu mai creeze acele decalaje între aceleași categorii profesionale, în sensul faci munci, cam să zic, pe aceeași pregătire și la același nivel. De la Roma, care este un adevărat de la Roma, care este din a atinge
limitarea poluării luată în Moldova și direct, mai în urmă pe domnul prefect, că am săvară niște pescari, ne-au semnalat faptul că au întârziere, pește, au avut o întârziere de o lună, jumătate, două de până și între și specii rare, pe care le spăriți, clean, scobar, nu mă zicem de așa. Da. Privind depozitul de la Roma și de la Târgu Neamț, v-am spus puțin mai devreme acele platforme temporare care vor fi soluțiile de închidere și, bineînțeles, pe urmă de desistare activității și pe urmă de relocare acestor depozite, deșeuri, pardon, și dacă aceste de platforme au îndeplinit toate condițiile de mediu conform normativelor de mediu și unitățile administrativ-teritoriale prezente aici și inclusiv ADIU și Consiliul Județean vor veni cu niște soluții, le vom reanaliza din nou, vom vedea și ce sume au nevoie pentru lucrul acesta și o să încercăm ca să nu mai creăm o poluare în zonă, ci încercăm să stopăm la sursă și să nu mai fie niciun fel de problemă. Dar până când ele... Deci, sunt două soluții. Prima, adică nu soluții, sunt două probleme pe care putem să le facem. Una este să ducem tot conform autorizației care s-a dat în 2012-2013, când s-a creat platforma temporară, să ducem toate deșeurile în noua celulă de la Girov. Și a doua, dacă avem posibilitate, dacă conform autorizației de mediu dată s-au îndeplinit toate condițiile de mediu pentru un așa zis construire de depozit autentic, de depozitarea deșeurilor municipale, ar exista șansa ca el să găsim o altă modalitate astfel încât să nu mai ducem să relocăm deșeurile. Dar lucrul acesta astăzi nu vi-l putem spune cu certitudine, pentru că nu avem toate datele. Noi le-am cerut astăzi, dar primordial este relocarea, pentru că așa scrie în autorizație și pentru motivul acesta ele au fost construite. O să vă răspund. Da, domnul comisar general știe problema lor. Da, pe mai multe râuri mi s-a semnalat anul acesta acest fenomen din țară, nu numai în zona respectivă. Cred că schimbările climatice își pun amprenta peștii fiind foarte sensibili la amplitudinile acestea mari de temperatură și de alți factori de mediu. Nu cred că este neapărat o poluare directă, ci este un efect al schimbărilor climatice. Într-adevăr, s-au semnalat niște întârzieri în perioada de depunere a icrelor, și nu numai în zona aceasta. Deci este o problemă, după cum am spus-o, și de schimbare climatică. Din păcate, este atât de agresivă în ultima vreme, încât nu știu dacă multe specii se pot adapta. De asta trebuie să luăm măsuri în acest sens. De asta suntem și astăzi aici, de asta sunt și colegii în țară pe niște conferințe în săptămâna schimbărilor climatice și acum se desfășoară la Brașov. Deci noi avem niște acțiuni concertate, tocmai ca să atragem atenția asupra acestor probleme și eu mă bucur că ați ridicat această problemă. Mulțumesc! Da. Robert, iar de așa mea. Și sunteți ultimul, ca să știu dacă mai este cineva. Nu, vă mulțumesc mult, domnul. Am înțeles corect, sunteți dispusă în calitate de ministru să alocați și sume de bani pentru relocarea acestor depozite din care niște private au fost bani? Nu, să relocăm depozitele, nu. Depozitele neconforme. Nu. Am spus relocarea deșeurilor din depozite. Deci relocarea înseamnă le scos de aici și le duci în alt. Dar nu să reloc, să pun... Cum să se facă pe banii noștri? Cum să se facă pe banii ministerului? Așa ceva nu există. Nu. Ministerul de la mediu și întrebați dacă ei cred măcar 1% că vor face acești bani și mutarea acestor. Deci, cum să... Stați puțin, întrebarea. Dacă nu vă supărați pe mine, dacă vreți să mai repetați o dată întrebarea, dumneavoastră mă întrebați... Da, nu, dacă vreți să vorbiți în microfon, asta se întâmplă. Asta, acum dacă vă supărați, da. Noi avem opinia că privații care au scos deja bani din aceste depozite temporare nu le vor muta pe banii lor sub nicio formă.
Mă rog frumos să cereți vis-a-vis de această afirmație opinia celor de la mediul din neamț, dacă ei cred că există șanse măcar de 1%, să-i convingă să plătească această mutare. Deci platforma a fost autorizată de Agenția de Mediu pentru un an de zile, după care trebuie deșeul relocat și dus la un depozit conform. Noi, noi ca și agenție, nu avem niciun fel de posibilitate să-i spunem altceva. Deci, nu poate absolut nimeni, le-am spus astăzi și domnul prefect este prezent, domnul vicepreședinte la fel, nu poate să le dea nimeni bani. Noi i-am ajutat atunci, i-am sprijinit și le-am dat autorizație pentru construirea acestor platforme temporare pentru perioada în care ei nu aveau finalizat SMID-ul. Acum au SMID-ul finalizat, în autorizație a avut trecută, inclusiv perioada de funcționare un an de zile, după care trebuiau să treacă, în urma asistării, la extragerea acestor deșeuri și să le ducă la celula 1. Nu s-a făcut lucrurile acestea. Le-am spus astăzi să se întâlnească, să negocieze, să poartă discuții, să facă ce-or face, să facă parteneriate între comune, că au dus mai multe acolo, să-și identifice banii și să-i ducă. Mai au ceva. În autorizația de construire, li s-a dat, li s-a spus să se formeze codul, contul de închidere. Da, le-aș cerut. Cod de închidere care să rog pe președintele Consiliului Județean să facă hârtie către ANAF sau pe domnul prefect către tot către ANAF și să întrebe dacă societățile acestea au alimentat contul de închidere, care este suma aceea și eu vreau să știu și care este suma necesară închiderii acestei platforme, adică închidere, spun, prin relocarea acestor depozite. Relocarea acestor deșeuri, scuzați-mă, da. De aceea ți-am înțeles că... Gata. Noi, da. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. La revedere.